emisiune electorală de promovare. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, emisiune electorală de promovare a candidaților care își doresc să ocupe diferite funcții, fie că vorbim despre primari, consilieri locali, președinte de Consiliu Județean sau consilieri județeni, dar să nu uităm și de europarlamentari, pentru că în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale și cele europarlamentare. Mai sunt doar câteva zile până în acel moment, moment în care toți hunedorenii sunt așteptați la urne. Astăzi, în platoul emisiunii noastre, sunt prezenți doi reprezentanți ai Partidului AUR, respectiv domnul Gabriel Ionașcu, candidatul AUR pentru funcția de primar al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Bună ziua și telespectatorilor noștri! Și domnul Ioan Emanuel Clej, candidat AUR pentru funcția de consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Mult a fost, puțin mai este, iată, ne mai despart doar câteva zile de data de 9 iunie. Dacă ar fi să treceți așa în revistă ceea ce s-a întâmplat pe parcursul celor, iată, aproape 4 săptămâni de campanie electorală, perioadă în care ați fost prezenți în cartierele municipiului Deva, în localitățile aparținătoare capitalei județului Hunedoara, cam care ar fi gândurile pe care le-ați luat așa și de la cetățeni, dar și de la contracandidați, pentru că în campania electorală de fapt este de obicei așa destul de picantă. Da, foarte picantă. Ce pot să vă spun? Într-adevăr, așa cum bine ați și precizat, ne apropiem cu pași repezi și sigur de finalul acestei campanii. O campanie atipică, așa cum am spus la începutul acestui demers democratic. Nu a fost așa cum ne-am dorit noi cei de la AUR, pentru că deși noi am fost echidistanți vis-a-vis de toate mizerile și toate măgările care se practică în campaniile electorale, iată că cel puțin acum, pe final de campanie, asistăm la niște mizerii care se fac de către ceilalți contracandidați de pe șichierul politic. Însă nu ne miră, pentru că așa au fost învățați timp de 34 de ani, comasații, sau mai bine spus, aceste partide toxice care au condus România timp de 34 de ani, au învățat să conducă și să manipuleze electoratul prin metode subversive, atât de intimidare, de șantaj, de aruncatul mizerilor. Cu toate că noi ne-am dorit ca acest demers democratic să fie o dezbatere de proiecte, o dezbatere în care noi, fiecare dintre noi, cei care ne dorim să accedem la această demnitate numită primăria și conducerea primăriei Deva, nu a fost așa, pentru că e firesc atunci când nu ai realizări, nu ai rezultate, nu ai ce să pui pe masă în fața electoratului. Oamenii suferă din cauza aceasta, sunt timorați, sunt tracasați și pe parcursul acestui periplu făcut în perioada de campanie, mă refer și aici, mă refer strict la campanie, pentru că noi am fost și înainte de campanie și precampanie, timp de 4 ani noi chiar am fost în mijlocul oamenilor și pe această cale încerc să ajung la voi, dragi deveni, la cât mai mulți dintre voi și să vă spun și să vă răspund tuturor la acea întrebare care a fost pe buzele tuturor ori de câte ori ne-am întâlnit pe stradă. Unde ați fost până acum? Am fost, da, am fost în mijlocul dumneavoastră, v-am ascultat păsurile, v-am ascultat problemele și da, am făcut demersuri atât cât ne-a permis situația dată, pentru că prin cei doi consilieri AUR pe care noi i-am avut la nivelul Consiliului Local Deva, bineînțeles că demersurile noastre au fost limitate, am fost în nenumărate rânduri, am fost persiflați, am fost batjocoriți, am fost umiliți și suntem umiliți de conducerea primăriei prin primar, prin managerul orașului, pentru că așa au înțeles ei să conducă urmea.
Iată că ne apropiem de finalul acestei campanii și îndemn pe această cale, vă îndemn, dragi deveni, ca pe data de 9 iunie să mergeți la vot și în cabinele de votare toate aceste frustrări pe care nouă ni le-ați adus la cunoștință vis-a-vis de modul cum ați fost tratat, vis-a-vis de modul în care vi s-au rezolvat problemele, vis-a-vis de modul în care ați fost păcăliți în acești 7 ani de mandat al actualei conduceri, vă rog să vă refulați toate aceste frustrări în cabina de vot și să dați un vot de blam acestor două partide toxice care n-au făcut altceva decât să vă umilească, să vă batjocorească și să vă mintă continuu. Domnule Clej, nu a fost prima campanie electorală la care asistați și la care participați în mod activ. Cum a fost pentru dumneavoastră această perioadă de campanie, pre-campanie și așa mai departe? Pentru mine, în această perioadă de campanie, am reușit să mi se reconfirme faptul sau ceea ce își doresc cu adevărat de veni. Să știți că în această perioadă în care am ajuns pe jos, la pas, prin toate cartelele municipiului Deva, pe fiecare stradă, în fiecare colțișor de intersecție, concluzia mea este că cetățenii municipiului Deva își doresc în fond un conducător al municipiului Deva în funcția de primar care să dețină cel puțin 4 caracteristici esențiale. Prima și poate cea mai importantă este ca persoana care va fi primar începând cu data de sau în urma legilor din 9 iunie 2024 ar trebui să fie o persoană curajoasă. Și mi-au spus cetățenii că e nevoie să avem un primar curajos, pentru că au fost foarte multe situații în care oamenii sau cei care conduc astăzi primăria municipiului Deva au dat dovadă de lașitate, de frică, de teamă, ori aceste caracteristici nu sunt sau nu ar trebui să se regăsească sau să predomine comportamentul unui primar. Așadar, curajul este cel care a fost oarecum indicat ca fiind unul dintre componentele bagajului cu care vine de acasă viitorul primar. Totodată mi s-a spus că demnitatea este un factor determinant și că ea trebuie să nu lipsească de la cel care va ocupa funcția de primar. Și îmi spuneau oamenii că indiferent ce s-ar întâmpla în municipiul nostru, indiferent cât de mult ai fi criticat, pentru că nu toate ți iasă așa cum trebuie, tu trebuie să fii omul care rămâne demn și să te confrunți cu situațiile neconfortabile, dar să-ți păstrezi cumpătul, să rămâi calm, adică să fii demn, omul etalon, pentru că ești oarecum cel care reprezintă comunitatea atât în ceea ce înseamnă în interiorul ei, cât și în relațiile externe pe care le avem cu alte localități, cu alte județe sau la nivel chiar de comunitate europeană. O altă caracteristică a celui care va fi primarul municipiului Deva este legată de faptul că trebuie să fie un om responsabil. Adică nu se poate că în anumite situații unde este vădit faptul că ele n-au fost așa cum s-a așteptat, primarul să nu-și asumă nici măcar o responsabilitate. Pentru faptul că, știu eu, telecabina nu funcționează, nimeni nu-i vinovat, pentru faptul că pistele de biciclete arată într-un mod jalnic și că sunt lucrări întârziate, nimeni nu-și asumă răspunderea. Pentru faptul că au fost proiecte europene la care am fi avut acces și nu s-au depus proiecte, la fel, nimeni nu-și asumă responsabilitatea. Deci uite că e nevoie de oameni responsabili care să vină și să-și asume atingerea unor indicatori și să dea socoteală pentru ceea ce nu se întâmplă corespunzător în municipiul Deva. Și cel de-al patrulea element care era necesar pentru viitorul primar și pentru toți consilierii, în fond, pentru componența Consiliului Local, se referea la partea care este și ea la fel de importantă, integritatea. Trebuie ca asupra acestor oameni, asupra primarului, viceprimarului, administratorul public, să nu planeze suspiciuni de corupție, să dea dovadă de o probitate morală cât mai largă, cât mai acceptată la nivel de comunitate. Sunt 4 elemente pe care eu știu că Gabi Ionașcu le are și tocmai de aceea eu cred că în data de 9 iunie 2024, punând ștampila pe Gabi Ionașcu în funcție de primar și pe lista de consilieri locali AUR, vom reuși să accedem în primăria municipiului Deva și în Consiliul Local
cât mai mulți oameni, membri, care să posede acest bagaj de cunoștințe, de abilități și de capacități. Aveți o astfel de echipă, domnule Ionașcu, o echipă cu care veniți în fața devenilor și le propuneți până la urmă un parteneriat pentru următorii 4 ani? Cu siguranță da, și eu sunt mândru de echipa care am reușit să o formez, o echipă de profesioniști, oameni dedicați comunității, oameni care au performat de-a lungul carierei și avem specialiști atât pe absorpție de fonduri europene, specialiști în administrație, specialiști în management, specialiști în mediu și gestionarea deșeurilor. Pe toate paletele pe care noi ne-am propus să le atingem și prin proiectele pe care de-a lungul emisiunilor aici la dumneavoastră și la alte posturi le-am prezentat devenilor, da, sunt mândru de echipa pe care am reușit să o formez, sunt mândru de echipa pe care am reușit să o coagulez și să rezonăm împreună la unison în folosul și interesul cetățeanului, pentru că un lucru care a fost ignorat de către actuala administrație și de către celelalte partide politice care au format așa un unison în cadrul Consiliului Local, a fost ignorarea interesului cetățeanului și a faptului că cetățeanul este suveran. Ignorarea faptului că cetățeanul i-a trimis să-i reprezinte acolo. Și în felul acesta s-a rupt acest lanț invizibil care leagă administrația de cetățean. Ori acest lanț, noi vrem această cale de comunicare nevăzută care ar trebui să existe între administrație și cetățean, noi vrem să o reînviem, să renască această legătură de suflet până la urma urmei, pentru că este un angajament pe care eu împreună cu echipa mea, un angajament de suflet care l-am făcut față de deveni, un angajament de suflet față de acești oameni care atâta amar de vreme le-au fost ignorate păsurile, este un angajament de suflet că viața lor într-adevăr se va schimba în bine. Avem profesioniști, avem soluții. Pe cale de consecință, dragi deveni, pe data de 9 iunie, votați cu încredere listele AUR. Nu uitați, pe toate cele 5 buletine de vot, votați AUR, pentru că este nevoie de AUR atât la nivel local, cât și la nivel internațional. Și aici m-aș referi chiar și la legile europarlamentare, pentru că, bineînțeles, ăsta a și fost scopul pentru care au fost comasate aceste două tipuri de alegeri, care n-au nicio legătură unele cu celelalte, însă comasații au vrut să-și conserve pozițiile, fotolile călduțe, să rămână ei în continuare acolo și implicit interesul Bruxellesului să primeze în țara noastră. Nu, dragilor, este nevoie să trimitem patrioți atât în Europa, care să ne reprezinte cu onoare, cu cinste și cu demnitate, să ne reprezinte în Europa. Suntem pro-europeni, noi cei de la AUR, în ciuda tuturor bazaconilor care se spun despre noi, suntem, și poate că suntem mult mai europeni decât cei care spun despre noi că nu suntem europeni, suntem mult mai europeni decât ei, însă ne dorim să fim tratați pe picior de egalitate, la fel cu celelalte state membre, nu ca cetățeni de rangul 2. Totodată, revenind pe plan local, ne dorim o administrație formată din patrioți, oameni dedicați comunității, oameni care să se implice trup și suflet pentru comunitate, pentru că doar astfel putem să rezolvăm problemele comunității. Doar astfel putem să rezonăm cu problemele comunității și să venim implicit, imediat, cu soluții în vederea remedierii oricăror disfuncționalități apărute. Domnule Cleș, sunteți specialist în atragerea fondurilor europene. Care ar fi primele priorități pentru municipiul Deva, pentru Deveni, pentru dezvoltarea acestui oraș? Priorități, din punctul meu de vedere, sunt toate. Fie că discutăm despre sănătate, fie că discutăm despre învățământ, despre infrastructură, e drept acum că multe dintre ele sunt oarecum restante și va trebui să le restartăm, ca să zic așa. Eu spun în felul următor, tocmai pentru că am o experiență considerabilă în ceea ce presupune domeniul fondurilor europene,
Eu vă zic că va trebui să facem un inventar al tuturor axelor de finanțare a măsurilor pe care sunt, care vor fi disponibile în viitor și unde municipiul Deva este eligibil și făcută oarecum o planificare în timp a apelurilor de proiecte care se vor deschide. Pentru că degeaba vreau să inițiez eu un proiect pentru care nu am finanțare, pentru că el nu va fi pus în practică niciodată. Din bugetul primăriei municipiului Deva, componenta de investiții este insuficientă, sunt doar 4 milioane maxim în fiecare an pe care un primar îi are la dispoziție. Așadar, sunt insuficienți. Și atunci, noi trebuie să mergem să ne pliem în tocmai pe linie de finanțare pe care programele operaționale le vor scoate la finanțare. Nu aș avea o problemă să consiliez direct sau indirect, sau cum să zic, să opinez în administrația locală cu privire la ierarhizarea, prioritizarea unor astfel de proiecte. Mai mult decât atât, am și capacitatea, disponibilitatea și chiar ambiția să contribui activ, lucru pe care mi l-am dorit și până în prezent, pentru că vreau să scot în evidență un lucru foarte important. De foarte multe ori ne s-a spus că noi cei de la AUR, prin colegii pe care avem în Consiliul Local, am jucat doar rolul de opoziție. Eu vreau să vă spun că cei doi colegi ai noștri, Tiberiu Bărstan și Marius Mane, de fiecare dată când au încercat să vină să propună un proiect, au fost tratați cu dezinteres, au fost luați peste picior, li s-a retezat orice dorință de a dialoga cu administrația locală, de a comunica, de a expune din problemele comunității, doar pentru faptul că ei sunt la AUR și că nu cântă același la unison cu puterea. Eu vreau să vă spun că din funcția de consilier local, dacă o voi obține cu ajutorul celor care ne urmăresc și a celor care nu ne urmăresc, dar care se vor prezenta la vot, unul dintre proiectele mele de suflet este de a reuși să intru în Consiliul Local al municipiului Deva și de acolo să încercăm să deschidem administrația către cetățean, să nu mai avem poziții adverse, că știu eu că tu ești de la AUR, tu ești de la PNL, tu ești de la PSD. Nu, eu cred că dacă ne strângem la Consiliul Local, ar fi ca și o masă rotundă, unde fiecare consilier pe zona lui de pricepere, pe expertiza pe care a dobândit-o în viață, să vină și să opineze asupra proiectului de hotărâre, care poate să fie inițiat de către primar, de către consilier sau poate chiar de cetățean, pentru că și cetățenii au dreptul la inițiative cetățenești. Și atunci noi trebuie să stabilim oportunitatea, legalitatea și așa mai departe în cadrul Consiliului Local. Și mai mult decât atât, sunt foarte importante ședințele de comisii, unde există comisii în cadrul fiecărui Consiliu Local, de unde oamenii cu expertiză mai vastă în anumite domenii sau în domeniile respective pot să opineze despre oportunitatea, necesitatea și alte aspecte care țin de legislativul local. Așadar, suntem oameni care suntem deschiși spre colaborare, vrem să participăm la ceea ce înseamnă administrarea orașului, avem proiecte, avem soluții, ne dorim să intrăm în Consiliul Local și suntem dispuși să colaborăm, cel puțin eu, Emanuel Cleș, ca și viitor consilier AUR, n-am nicio problemă să colaborez cu reprezentanții Partidului Național Liberal, ai UDMR-ului, ai oricărei formațiuni politice care reușește să aibă reprezentanți în Consiliul Local. Și nu mă voi opri doar la a mă consulta cu colegii mei de Consiliul Local, vă pot asigura de faptul că periodic voi face întâlniri cu cetățenii municipiului Deva, fie că voi fi fizic prezent în cartiere, fie că vom dialoga și vom interacționa prin intermediul rețelelor de comunicare. Ca și până în prezent, problemele dumneavoastră vor prezenta pentru mine priorități pe care le voi ridica în ședințele de Consiliul Local și mă voi lupta ca să câștig majoritatea în Consiliul Local, în așa fel încât rezolvarea problemelor să survină cât mai curând. Domnule Ionașcu, dacă mâine ați fi primarul Devei, cu ce ați începe, să spunem așa? Care ar fi principalele direcții pe care ați merge pentru a face, într-adevăr, acea schimbare despre care vorbiți dumneavoastră și echipa pe care ați conturat-o în jurul dumneavoastră? Primul lucru, cu siguranță o să vi se pare hilar, la fel cum mi se pare și mie. Cred că primul lucru care ar trebui să începem să-l facem este curățenia. Și curățenia la toate nivelurile. Da, într-adevăr este nevoie de curățenie, pentru că Deva în momentul de față este un oraș, arată ca un oraș prăfuit. Însă, trecând de această metaforă stilistică, ca să spun așa, da, este nevoie de
punerea oamenilor potriviți la locurile potrivite. Și așa cum bine vă spunea și colegul meu, Emanuel Clej, în care eu am mare încredere vis-a-vis de accesarea acestor axe de finanțare, primul și primul lucru care va fi să identificăm axele de finanțare pe care putem trece imediat. Deci, repet, imediat, în regim de maximă urgență pentru a rezolva nevoile cetățenilor municipiului Deva. Ele sunt multiple, sunt foarte multe, pleacă de la nevoi primare până la celelalte nevoi secundare, terțiare și așa mai departe. Toată lumea asfaltează, toată lumea pune borduri, toată lumea pune pavele, însă trebuie să ne gândim că oamenii au nevoie de un sistem medical bine pus la punct și acest lucru se poate realiza cu un parteneriat corect cu Consiliul Județean. Oamenii au nevoie de un climat de ordine și siguranță publică bine pus la punct. Iată că avem o poliție locală cam ambiguă, care nu-și cunoaște atribuțiunile, lucrează la comandă, pe butoane, ca să spun așa, lucru care trebuie imediat, trebuie corectat. Atribuțiunile funcționale trebuie și de serviciu trebuie să fie stricte, bine puse la punct și îndreptate în folosul cetățeanului, pentru că această structură este plătită din banul public, din banul cetățeanului. Și implicit trebuie să fie în folosul și interesul cetățeanului, nu în folosul intereselor de grup sau după cum ți se ordonă de către unii care nu și-au uitat încă metehnele de milițieni. E nevoie de o curățenie în tot ceea ce înseamnă proiectele care au venit, nu neapărat, nu trebuie să ținem cont de faptul că proiectul X a venit de la cutare formațiune politică, proiectul Y a venit de la cutare formațiune politică. Dumnezeu, dacă proiectul respectiv acoperă nevoia cetățeanului, el trebuie pus imediat în practică. Dacă o să deschidem fișetele birourilor la primărie și o să le deschidem, o să ajungem acolo și o să le deschidem, ne vom îngrozi de câte SF-uri zac acolo, câte PT-uri zac acolo, plătite pe bani publici, nu pe bani puțini, pe bani publici, și ele n-au fost puse în practică. De ce? Pentru că am avut parte de o administrație incompetentă, iar cetățeanul a suferit. Acestea sunt măsurile imediate pe care noi le vom face. Domnule Clej, vă rog, dacă aveți ceva de completat. Eu aș vrea doar să mai spun câteva, Ionașu, că ne apropiem așa de final. Câteva elemente foarte importante. Alegerile sunt în 9 iunie 2024. În toată România, cei care sunt aleși astăzi în funcțiile publice își vor încheia mandatul în luna septembrie tot 2024. Deci este o perioadă în care se vor suprapune primarii sau edilii încă aleși cu cei care sunt nou aleși în rezultanți în urma votului din 9 iunie 2024. Vreau să vă spun că sunt un om responsabil și știu ce de mult și cât de importantă este această caracteristică a unui om. Vreau să vă spun că unul dintre proiectele noastre principale, prioritare, va fi să ne asigurăm că proiectele care sunt fazate, adică acele proiecte care n-au fost finalizate până în 31 decembrie 2023, să avem garanția că și să ne dinamizăm, să verificăm și să planificăm activitățile în anul care a mai rămas, ca ele să producă efectele scontate până în 31 decembrie 2024. Pentru că dacă nu vom reuși lucrul acesta, devenii vreau să știe că vom fi pasibili la sancțiuni de ordinul zecilor de milioane de euro. Deci dacă primăria municipiului Deva nu va reuși să închide proiectele care trebuiau închise până în 31 decembrie 2023 și nu vom reuși să le închidem până în 31 decembrie 2024, toți banii pe care Comunitatea Europeană ne-a decontat pe fiecare proiect în parte, va trebui să-i rambursăm către Uniunea Europeană. Ori pentru mine asta, ca cetățean și ca expert în fonduri europene, înseamnă indirect un faliment al municipiului Deva. Așadar, printre preocupările noastre, celor de la AUR, va fi ca în puținul timp care ne-a mai rămas, adică din septembrie, de când va fi validați, să ne aplecăm cu prioritate asupra proiectelor care sunt astăzi fazate din cauza faptului că nu au fost închise la 31 decembrie 2023. Asta cred că este urgența de grad de zero asupra căruia
și noi trebuie să ne aplicăm și toți consilierii locali și toate partidele politice care vin și prezintă proiecte și soluții pentru care vor să fie în Consiliul Local și în fruntea primării municipiului Deva. Trebuie să evităm falimentul orașului nostru. Sună destul de sumbru, dar este realitate. Este realitate și da. O conștientizăm de altfel și trebuie să o fim conștienți. De asta cetățenii Deva trebuie să fie informați corect. De asta trebuie cetățenii Devei trebuie să știe că trebuie să ajungă la cârma administrației locale oameni competenți, oameni cu expertiză. De asta v-am spus că va trebui făcut acel inventar al axelor și implicit a proiectelor fazate de care colegul meu de aici de față făcea vorbire. S-a lucrat mult și prost, ambigu, fără cap și fără coadă. Rezultatele le văd cetățenii, nu trebuie să le mai spunem noi, că rezultatele le văd cetățenii zi de zi. Le trăiesc cetățenii de zi de zi. Pe cale de consecință este nevoie, dragi deveni, ca pe data de nouă să vină oameni cu viziune, oameni performeri și performanți în domeniile pe care le ocupă, oameni care trebuie să lucreze în folosul comunității. Pe data de 9 iunie, votați pe toate cele 5 buletine de vot aur. Cât de importantă este o prezență masivă la vot? Vă întreb acest lucru pentru că sunt în continuare oameni care sunt cumva așa, le-a ajuns cuțitul la os, să spunem, în ceea ce privește clasa politică, partea aceasta de administrație locală și nu își mai doresc nici măcar să se prezinte la vot, să-și exercite acest drept până la urmă. Toți cetățenii municipiului Deva trebuie să înțeleagă următorul aspect. Există o componentă electorală, o componentă captivă electoral, de care te face vorbire, acea componentă socială, care este într-o dependență de administrație. Și atunci acea componentă este o componentă electorală fidelă care participă în mod activ la derularea actului electoral. Mai există și o altă componentă de factură administrativă care la fel participă, pentru că e firesc, până la urma urmei, oamenii realizează cum stau lucrurile, și este acea componentă electorală nehotărâtă. Însă, tocmai acea componentă electorală nehotărâtă face diferența acestui act electoral. De aceea, vă îndemn, dragi deveni, nu lăsați ca o minoritate să hotărască soarta majorității. Îndrăzniți, ieșiți la vot, pentru că altfel veți fi puși în situația în care să suportați consecințele unei minorități electorale care va decide soarta întregului municipiu. Ieșiți la vot pentru că votul dumneavoastră este deosebit de important. În felul acesta preveniți fraudarea actului electoral, în felul acesta aveți opinie și în felul acesta puteți căuta eventual responsabili care, mă rog, într-un fel sau altul, nu v-au întrunit așteptările electorale. Domnule Clej, importanța prezenței, număr cât mai mare la vot, cam care ar fi? Fiecare vot contează. Eu cred că sunt drepturi pe care le-am dobândit de foarte multe ori prin trudă. Unii și-au dat viața pentru ca noi să avem dreptul să alegem. Este foarte important ca nu doar, și până acum ar fi trebuit să mergem la vot și în 9 iunie să mergem la vot și la toate alegerile care vor urma. Eu cred că votul este un instrument la îndemâna oricui și votul, vreau să știți, dragii mei, este cel de care se tem cei care astăzi sunt în funcțiile publice. În data de 9 iunie aveți oportunitatea, posibilitatea să mergeți la urne, să acordați votul de încredere față de cei pe care îi simpatizați și în care aveți încredere, sau totodată puteți să mergeți la urne și să dați acel vot de blam față de modul cum a fost condus orașul, față de faptul că promisiunile care vi s-au avansat în campania din 2020 n-au fost onorate, față de modul în care a fost tratați, față de modul în care ați putut să interacționați cu primarul, cu viceprimarii, cu city managerul, cu consilierii, modul în care vi s-au cenzurat sau vi s-au tăiat drepturile de a vă manifesta în ședințele de Consiliul Local. Așadar, 9 iunie este o zi mare pentru noi, pentru toți. Nu-mi rămâne decât să vă spun, să veniți la vot, să vă prezentați în număr cât mai mare. Sunt Emanuel Clej, candidat pe lista de consilier local a Partidului AUR și am speranța și încrederea că dumneavoastră veți avea capacitatea de a alege pe cei mai buni.
Vă mai rog încă o dată să vă prezentați la vot și să votați poziția 2 pe buletinul de vot, pentru că DEVA are nevoie de o schimbare și are nevoie de oameni integri, curajos, competenți, responsabili și demni. Domnule Ionașcu, o să vă mai dau 20 de secunde și dumneavoastră pentru a le mai transmite încă o dată un mesaj devenilor. Dragi deveni, vă invit pe data de 9 iunie, vă invit pe toți la vot. Vă invit să veniți să participați în număr cât mai mare, pentru că doar dumneavoastră decide schimbarea în DEVA. Dumneavoastră sunteți cei care sunteți suverani, dumneavoastră trebuie să primați. Pe toate cele 5 buletine de vot, votați aur într-un viitor de aur pentru DEVA. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult, domnilor, pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes în continuare. Vă mulțumim și noi că ne-ați primit. Mulțumim frumos! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi și vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!